Sunteți sigur că vin alegerile prezidențiale? Eu sunt asta, aproape convins. Aproape convins pentru că... De ce spuneți aproape? În ce... Care e diferența dintre aproape și sigur convins? Da, acum dacă mă gândesc bine, sunt convins. Și acum mă gândeam de ce am spus aproape convins. Pentru că trăim într-o țară în care te tulbură realitatea de dimineața până în noapte. Cu toată și noapte. Trăim într-o țară în care este foarte multă ură, foarte multă manipulare, foarte multe amenințări, foarte multă dezbinare, foarte multă răutate, foarte multă nesiguranță. Eu cred că vorbeați de un meci pe 29 iulie, de o bătălie pe 29 iulie. Un război, până la urmă, eu am scris lumilor, că sunt două tipuri de lumi care se bat aici. Nu știu dacă e al lumilor. Este un meci, eu l-aș vede un meci între Traian Băsescu și români. Pe 29 iulie va fi un meci între el și românii din România reală. Nu din România doamnei Macovei, aia virtuală pe care o prezintă la Bruxelles. Și la acest meci eu țin cu români. Este un meci, este o bătălie de fapt îngrozitor de importantă, la care cei care vin la vot, atunci când ei o să fie bunici, o să le povestească nepoților că au fost și ei acolo. Acolo am fost și eu, am votat și eu. Pentru că, în opinia mea, 29 iulie, care este un fel de posada democrației, este ziua în care ne rupem definitiv de trecut. De trecutul securist. De trecutul comunist. De trecutul cu multe umbre, cu multe manipulări, cu oameni ascultați la telefoane de ultimele rămășițe ale unui stat polițienesc. Ăla va fi momentul în care această țară se va elibera. Românii au dreptul să decidă soarta lor pe 29 iulie și o vor face. O vor face. Dar n-au și obligația, domnule Dragnea, și anul, tocmai aici vedem eu cel aproape. O vor face, domnule Ciutacu, pentru că românii nu sunt din ce în ce mai mulți. Și eu vă spun din toate acțiunile noastre. Sunt din ce în ce mai mulți, în fiecare zi mai mulți, români care nu mai vor să fie certați de străini și care nu mai acceptă să le spună străinii cum să trăiască, pe cine să aleagă. Apropo, felicitări pentru editorialul din Jurnalul Național. Sunt întru totul de acord. Sunt întru totul... Care dintre ele? Mulțumesc, dar care dintre ele? Că în ultima vreme scrisoarea către domnul Barroso. Este senzațional. Ați reușit, ca de obicei, mulțumesc, să sintetizați într-o scrisoare da. Toată frustrarea unui român demn și mândru care nu înțelege de ce, dacă își plătește taxele, n-are dreptul să-și aleagă și soarta. Soarta, să-și aleagă destinul. Da.